Această seară vom studia. Duminică am auzit predicat textul din Coloseni 1, în seara asta îl studiem. Ai una să-l auzi predicat, alta să-l studiem. Așa că, dacă aveți Sfintele Scripturi, vă rog să le deschideți la Coloseni, capitolul 1. Și să ne uităm la textul acesta, după care vom face câteva observații pe el. Dacă nu aveți, ne uităm la Biblia virtuală. Coloseni, capitolul 1, versetul 9. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duovnicească. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu, mulțumi, cu bucurie, mulțumim Tatălui care va a să aveți parte de moștenirea Sfinților în Lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Amin. Unele traduceri arată că textul cam așa ar trebui să meargă și o să vedem că Lucrul acesta este întocmai pentru că în versetul... Duminică s-a citit pasajul până la versetul 12, dar versetul 13 și în limba originală și în alte traduceri continuă cam așa. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în Lumină, care ne-a izbăvit de sub puterea Antunenecului și ne-a strămutat în părăția Fiului Dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sânge Lui, iertarea păcatelor, iar fratele Mihai o să confirme dacă lucrul este așa sau nu. Dar, haideți să procede înspre a face câteva observații împreună. Uitați, de exemplu, traducerea asta ca să vedeți. Aici, versetul 13. Vedeți care ne -a... Versetul 12, aici. Care ne-a învrednicit să avem parte de moștenirea Sfinților în Versetul 13. Care ne-a eliberat din stăpânirea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Cam așa ar textul în limba originală și în anumite traduceri. Haideți întâi de toate să vedem despre ce este pasajul acesta, despre ce vorbește. În primul rând, observați, am pus propoziția asta mai în față ca să o observați, asta este propoziția principală. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Da? Asta este propoziția principală. Este propoziția principală și observați, Apostolul introduce aici momentul când a început să se roage, când a început el să se roage pentru ei. Din ziua când am auzit aceste lucruri, da? Nu încetăm să ne rugăm. Arată pentru cine se roagă. Ne rugăm pentru voi, da? Arată ce fel de rugăciune face. Sunt rugăciuni de mulțumire, de mijlocire. Aceasta este o rugăciune de cerere. Deci avem trei detalii sau chiar patru. Dacă observați aici, el vorbește despre continuitatea rugăciunilor, da? Nu încetăm. Deci, am spune, asta ar fi verbul principal sau. Da, verbul principal al textului. Ei se roagă din ziua când au auzit aceste lucruri, se roagă neîncetat, se roagă pentru voi, se roagă cerând. Da? Astea sunt uh, patru aspecte pe care le observăm uh, chiar de la bun început în pasajul acesta. Dar nu sunt niște aspecte care lipsesc din alte pasaje despre rugăciune. Deseori întâlnești limbajul limba, limba acesta. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să, să cerem. Nu-i ceva ieșit din comun, da? mai ales că scrie epistola unei biserici, e normal într-un fel să se exprime așa. Ne rugăm tot timpul pentru voi și cerem anumite lucruri. Așadar, nu este lucru deosebit sau special la acest pasaj față de alte pasaje. Nu înțelegi că nu e special pasajul ăsta. Toate pasajele din Biblie sunt speciale, dar nu este lucru care îl face pe acest pasaj deosebit de altele. Ce face acest pasaj deosebit de altele este cererea în sine pe care el o face aici. Da? Să vă umpleți de cunoștința voilui. După cum bine vă aduceți aminte, sper, verbul acesta umpleți este un pasiv, un verb pasiv. Da? Care e diferența când spui, mă rog, să te umpli, este un verb activ. Tu trebuie să te umpli. E un verb activ. Eu trebuie să fac lucrul ăsta este responsabilitatea mea. Un verb pasiv trebuie să fiți umpluți adică cineva face asupra ta acțiunea. El te umple pe tine. Dacă nu poți să-i spui un pahar, umplete. Da? Paharul ăsta trebuie să se umple. El nu se poate umple, domnule. Cum adică să se umple paharul ăsta, da? Nu poate să fie nici reflexiv, nici activ. El nu poate să facă o acțiune asupra lui, da? Dar dacă îi spui copilului, trebuie să umpli paharul ăsta, sau dacă îi spui, trebuie să fie umplut paharul. Asta nu înseamnă că se umple nici el singur, ci că altcineva trebuie să facă acțiunea asta asupra lui. Noi nu suntem nici pahare, Duhul Sfânt nu este un lichid, voia lui Dumnezeu nici ea nu este o substanță lichidă ca să toarne noi, da? Dar aici este un verb pasiv lucrarea aceasta se face de către Dumnezeu asupra noastră, da? Lucrul ăsta este simplu de înțeles și prin simplu fapt că acest text este prezentat în formă de rugăciune. Înțelegeți ce vreau să spun? În momentul în care te rogi lui Dumnezeu să facă ceva, înseamnă că numai mai el poate face lucrul ăla. Dacă îi spui lui Dumnezeu, Doamne, iartă în păcatele, înseamnă că nu mai el poate să-ți ierte păcatele. Dacă îi spui, Doamne, naște-l din nou pe cutare, înseamnă că nu mai el poate să-l nască din nou, da? Asta ar fi contradicția absolută, nu? De exemplu, să spui cuiva, să te rogi, Doamne, numai Tu poți să-L mântui, numai Tu poți să te atingi de El, numai Tu poți să-L naști din nou. Și auzi oameni care se roagă așa. Și după aia se duc și îi spune la, totul depinde de voința ta, totul depinde de tine. Nu trebuie numai să faci lucrul ăsta. Măi, stai puțin, ce ai făcut? Lui Dumnezeu îi spui una și pe ăsta, la altă în minte, în față. Tu știi că numai Dumnezeu îl poate atinge, numai Dumnezeu îl poate schimba, numai Dumnezeu poate naște din nou, numai Dumnezeu îl poate cerceta. Și tu spui, totul depinde de tine. Totul e pregătit, totul e gata. Tu nu mai trebuie să faci semnătura, tu numai trebuie. Tu ești mort în păcat, atâta poți mișca degetele, să-i faci semnul lui Dumnezeu, da? Doamne, vreau și eu să fiu mântuit. Ești mort, dar nu chiar. Am dat doar un exemplu că ne-i foarte, foarte apropiat ideile acestea despre mântuire. Așadar, rugăciunea aceasta, ce face rugăciunea aceasta special, ce face rugăciunea aceasta specială, nu este doar că tot ce scrie aici depinde în totalitate de Dumnezeu, ce face rugăciunea aceasta specială este cerința pe care o face aici. Da? Este o rugăciune pentru plinătatea, plinătatea uh, voii lui Dumnezeu sau cunoașterii voii lui Dumnezeu. Da? Despre asta este textul ăsta. Este o rugăciune pentru umplere de cunoștința voii lui Dumnezeu. Am sumarizat-o așa. Dar în tot studiul acesta al acestei rugăciuni aș vrea să nu uitați aspectul fundamental. Fundamental, dacă n-aș sublinia lucrul ăsta, după asta putem să intrăm toți în depresie spirituală, că asta ni se merită. Nu uitați, lucrarea aceasta o face Dumnezeu în noi. Și oamenii se întreabă, doamne, dacă o face Dumnezeu, eu ce, ce mai împredi mie treaba asta? Mă să mă informez și poate să facă Dumnezeu? Nu, de ce te informezi pe tine că Dumnezeu poate să facă ceva? Pentru ce? Dacă El poate, o să facă El când vrea El, nu? Cam așa ar suna logica, filozofia omenească când îi prezentant paradoxul ăsta, nu? Numai Dumnezeu mă poate umple și oți predicție despre umplere. Uh, nu, lucru care se așteaptă de la noi este ce s-a de la Apostolul Pavel, adică să ne rugăm. Și rugăciunea este cea mai clară formă de smerenie și cel mai clar mod de a-ți exprima dependența de Dumnezeu. Asta trebuie să facem noi ca și copii al lui Dumnezeu. Da? Că asta este o rugăciune pentru oameni născuți din nou. Observați un lucru foarte important. Le luăm de la rând câteva aspecte despre această rugăciune. Ce introduce expresia de aceea? O concluzie, da? Sunteți de acord? Ai spus ceva înainte? De aceea, este o concluzie. Așadar, rugăciunea aceasta este o implicație. O concluzie la ce s-a spus mai înainte. Ce s-a spus mai înainte? Mai înainte s-a spus despre faptul că Apostolul Pavel îi mulțumește lui Dumnezeu că vede în oamenii aceștia semnele nașterii din nou ceea ce ne face pe noi să înțelegem că această rugăciune este numai pentru oameni născuți din nou. Am auzit un predicator pentecostal care predica despre plinătatea Duhului Sfânt, despre botezul cu Duhul Sfânt mai exact și care spunea în felul următor. Este adevărat că în Biblie nu găsim foarte multe exemple în care candidații să se fie rugat ca ei să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Apostolii se duceau și puneau mâinile peste ei, se rugau pentru ei și primeau Duhul Sfânt. Nu-și prea stăruiți până primiți, da? Și spunea predicatorul un felul următor, totuși, zice, stăruințele astea au fost bune, pentru că au venit mulți oameni necredincioși la stăruințe și în loc să fie botezați cu Duhul Sfânt, și-au dat seama că nici măcar nu sunt născuți din nou și măcar au fost născuți din nou la stăruință. Nu, rugăciunea asta pentru umplere nu este pentru oameni nenăscuți din nou. Da? Nu e pentru oameni nenăscuți din nou să se roage, să se întâmple lucrul ăsta în viața lor. Ei întâi de toate trebuie să fie născuți din nou. Asta este realitatea numărul unu care trebuie să fie prezentă în viața fiecărui om. Bun. Deci această plinătate de cunoștință a voiei lui Dumnezeu este dată oamenilor credincioși. În al doilea rând, această plinătate a voiei lui Dumnezeu este un lucru absolut necesar pentru viața noastră și spru un lucru acesta din felul în care Pavel se roagă. Pavel zice, nu încetăm să ne rugăm. Dacă tu te duce și ai bate pe cineva la cap în continuu și ți-ai propune, domnule, nu mă las Până nu rezolvi problema asta, asta înseamnă că lucrul ăla pentru tine este absolut necesar, fundamental, esențial pentru viața ta. Deci noi când studiem rugăciunea asta acum, noi înțelegem că este o rugăciune inspirată de Duhul Sfânt și ideea de a fi umplut de cunoștința voii lui sau experiența aceasta este absolut necesară oricărui credincios. Tu nu, tu, nu poți să spui în seara asta, mă, ție, Doamne, că ești născut din nou, Doamne, să știi că eu îți mulțumim cu atâta. Până, plinătate, E un lucru, da, într-adevăr, nu zic că nu e un lucru important. Asta poate pentru alți credincioși care au timp să preocupe mai mult cu lucrurile duhovnicești, poate pentru fratele Andrei care își petrece mai mult timp cu treaba asta. Eu mulțam Domnului că să da, un fel de teologie ortodoxă populară stau în pragul cerului. Cam, a, cam așa văd unii. Nu, Pavel spune, nu, încetăm să ne rugăm pentru voi. Și nu-i întreabă pe ei dacă vor să fie plus de cunoștința voii lui Dumnezeu. El știe că aceasta este o experiență absolut necesară pentru viața lor. Prin umplerea de cunoștința voii lui Dumnezeu. Este o experiență absolut necesară. Vedem lucrul acesta din, din pricina faptului că Pavel zice că se roagă neîncetat pentru ei. Apoi, în al treilea rând, vreau să subliniez faptul că această rugăciune este pentru toți credincioșii din adunare. Pavel nu face niciun fel de distinție aici când spune pur și simplu mă rog pentru cine? Pentru voi. Cine să ăștia voi? Toți credincioși și din adunare. El nu face nicio clasificare. Da? Poate ăștia care lucrează într-un loc au nevoie mai mult. Poate... Nu, Pavel nu face nici un fel de clasificare. Deci, este o rugăciune pentru oamenii născuți din nou, este, o, este experiența aceasta, este absolut necesară pentru credincioși, vedem asta din cauza faptului că el se roagă continuu și este o rugăciune sau o, o, o experiență necesară pentru toți credincioșii. Observați apoi aspectul acesta al umplerii. Plinătatea în sine, conceptul de plinătate, înseamnă maxim, da? Înseamnă maxim. Și trebuie să credem lucrul ăsta din partea lui Dumnezeu, asta este voia lui Dumnezeu pentru noi, revelată în Sfânta Scriptură. Dumnezeu nu dorește pentru noi nimic minim. Etica minimalistă. Etica minimalistă spune să faci cât e necesar da, să supraviețuiești din punct de vedere spiritual. Atâta. Și nu mai mult. Asta e etica minimalistă. Și mulți credincioși trăiesc chiar dacă nu spun. Ei spun, da, eu știu că Dumnezeu vrea mai mult pentru mine, totuși eu mă mulțumesc cu atâta din mintea apostolului Pavel este total exclus lucrul acesta. Din mintea lui Dumnezeu este total exclus lucrul acesta pentru că este revelația lui Dumnezeu aici ca noi să trăim cu etica asta. Domnule, puțin. Puțin de el că nu ne trebuie nouă foarte mult. Bun. Acum se ridică o întrebare. Din punctul meu de vedere, n-ai cum să nu-ți uh, ridici întrebarea asta. În ce fel se roagă Pavel să fim un plus de voia lui Dumnezeu. În ce fel să facă Dumnezeu treaba asta? Doamne, dacă vrei să fii un plus de cunoștința a voiei lui Dumnezeu, iei Biblia, o citești o studiez, o Știi și te de cunoștința voiei lui Dumnezeu. Pentru ce să mă rog pentru asta? Ba chiar aș spune că e o jignire la adresa lui Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu ți-o ți lăsat ție Biblia, ți-o descoperi voia lui, tu să spui, Doamne, umplu de cunoștința voiei tale. Pe ce să te trăiască Dumnezeu pe tine noaptea să-ți revelezi din nou Noul Testament? Ce să fac? Cum adică te rogi? Dacă ai auzit pe cineva, Doamne, descoperă în voia ta. Nu ți s-ar părea suspect rugăciunea? Bine, textul nu spune să-ți de să descopere Dumnezeu voia lui. Ci să te umpli. Dar dacă îi spune, Doamne, umple mă de cunoștința voiei tale. Fratele Ciprian poate să aduce la trage. Bă, prietene, uite, am o Biblie aici. pot? nu ai Biblie, uite. Voia lui Dumnezeu este revelată complet. S-a încheiat. Ia și citește Biblia. Totuși, observați lucrul ăsta. Pavel se roagă ca să fie umplut de cunoștința voiei lui. Un răspuns ar fi faptul că, la vremea respectivă, canonul Noului Testament nu era uh, complet. Și atunci se ruga Apostolul Pavel ca în toate bisericile Dumnezeu să le descopere și cealaltă parte de revelație care încă nu a ajuns la ei. Ar fi o explicație. Nu cred că asta e explicația pentru că rugăciunea asta este valabilă și pentru noi. Explicația se găsește în, în, propoziția aceasta secundară sau cum vreți dumneavoastră să o numiți aici. Aici se găsește explicația cu privire la faptul că Pavel se roagă pentru ceva ce pare că noi putem să facem noi de unii singuri. Citim Biblia. Ia auzit ce spunea. Se roagă să fim un plus de cunoștința voiei lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Satana știe cuvântul lui Dumnezeu? Auzit? îl știe pe de rost. Îl știe așa de bine că de asta îl și -o poate perverti. Îl poate amăgi. Îl poate prezenta așa într-un mod care să producă răni în viața noastră, nu să producă sfințenia. Cuvântul Important, foarte important este acest cuvânt duhovnicesc. Pavel nu vrea să cunoaștem voia lui Dumnezeu doar mental. Nu spun că nu vrea să cunoaștem mental. Nu vrea să o cunoaștem doar mental. Ce el vrea să o cunoaștem duhovnicește. Două chestiuni care sunt diferite. Ele trebuie să fie împreună. Pavel spune mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Deci Apostolul Pavel nu spune aici a, să nu, fie, nu vă umpleți de cunoștința voiei lui Dumnezeu într-un mod mental, așa cum fac ca baptiștii. Voi să vă umpleți de cunoștința voiei lui Dumnezeu într-un mod mistic. Nu? Ci este o lucrare, când vorbim de duhovnicesc, această lucrare duhovnicească, cine o face? Aceasta, cine o face? Dacă e duhovnicească. O face Duhul Sfânt, da? Duhul Sfânt o face. Bun. Ceea ce înseamnă că Duhul Sfânt ia voia lui Dumnezeu pe care noi o cunoaștem cu mintea noastră și o aplică sufletele noastră, sufletelor noastre, ceea ce tu nu poți să faci. Tu nu poți să transformi voia lui Dumnezeu ca să devină ceva duhovnicesc pentru tine, da? Să începi să o iubești, să o dorești, să fii marcat, afectat de ea și apoi, datorită acestei experiențe, să începi să o treci. Tu nu poți să produci asta în tine. Deci, orice ai face, nu poți să produci lucrul ăsta în tine. Voia lui Dumnezeu să devină lipită de viața ta, da? Să te îndrăgostești de ea, să o dorești și apoi să începi să o trăiești. Tu nu poți să faci lucrul acesta. De aceea ne rugăm pentru lucrul ăsta. Ne rugăm pentru lucrul ăsta. Cu mintea poți să o cunoști. Dar într-un mod duhovnicesc nu poți să faci decât dacă Duhul Sfânt lucrează. Și din punctul ăsta de vedere, cred că ca și FSM, în capitolul 1, care este o rugăciune pentru iluminarea Duhului, aceasta este o rugăciune pentru, tot un fel de rugăciune pentru iluminare, care este făcută tot de Duhul Sfânt, pentru că avem cuvântul ăsta duhovnicesc aici, care arată că este făcută de lucrarea aceasta de Duhului Dumnezeu. Să nu transformăm faptul că noi nu credem în anumite aberații care sunt puse pe seama Duhului Sfânt, nu înseamnă că noi nu mai credem în lucrarea Duhului Sfânt. Sau nu credem într-o lucrare diversă a Duhului Sfânt. Nu, Duhul Sfânt ne iluminează, Duhul Sfânt ne descoperă voia Lui, în sensul acesta, duhovnicește, da? Și acum fiecare dintre noi putem să facem diferența când există o prezență a Duhului Sfânt în adunare și totul este altceva decât mental. Și știm de asemenea cum e să predicăm o predică doar cu capul, doar cu mintea, cum este să ascultăm o predică doar cu mintea, cum e să ne rugăm doar cu mintea, să cântăm doar cu mintea. Nu-i rău, numai că totul trebuie făcut în Duh. Trebuie făcut prin Duhul Sfânt, da? Închinarea acceptată de Dumnezeu este închinarea care e energizată de Duhul Sfânt, da? Atunci se transformă voia lui Dumnezeu în fapta noastră. Uitați de ce. Ia uitați. Deci aici avem o rugăciune pentru uh, umplere de plinătatea voie, de cunoștința voiei lui Dumnezeu, da? Și apoi se repetă cuvântul înțelepciune, cuvântul pricepere. Au fost explicate duminică într-o oarecare măsură, așa că eu nu le voi mai explica acum. Dar rugăciunea aceasta, aici aș fi aspectul pe care l-aș sublinia în seara asta, să te umpli de cunoștința voiei lui Dumnezeu în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească este același lucru. Este același lucru. Tu nu poți să zici, să plin de cunoștința voiei lui Dumnezeu, dar încă n-am ajuns să fiu duovnicesc. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Poate ai numai mintea umplută cu cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este cu totul altceva. Dar nu există ca Duhul Sfânt să te atingă cu cuvântul lui și lucrul ăsta să nu devină practic. Nu există așa ceva. Nu există ca Dumnezeu să te umple de cunoștința voiei lui și tu să nu, să nu ai pricepere duhovnicească. Să nu știi cum să trăiești. Deci citesc Biblia, dar eu nu știu cum să trăiesc voia lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Asta este o singură rugăciune. S-ar putea ca unii, s-ar putea ca unii să zică, uite, aici avem punctul 1, aici avem punctul 2, dar aici între 1 și 2 se întâmplă o fractură. Eu am avut plinătatea, dar în timp ce am ieșit afară s-a întâmplat ceva și nu am mai ajuns să am pricepere din cuvântul lui Dumnezeu. Nu există. Nu există. Numai dacă citești Biblia cu mintea și o numai cu mintea ta, ieși afară așa cum ai intrat. Dar dacă în timp ce ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu cu mintea ta, Duhul Sfânt a aplicat cuvântul ăla vieții tale lăuntrice, atunci ceea ce se va genera în viața ta va fi pricepere. Înțelepciune duhovnicească. Adică o capacitate de a ști să aplici ce a fost lipit de viața ta, de omul din lăuntru, de sufletul tău, de inima ta, o capacitate de a ști să aplici lucrul ăsta în momentele practice din viața ta. Eu nu sunt împotrivă ca cineva să vină și să-ți explice șapte pași cum să lași nu de ce obicei prost. Vreau să spun un lucru și s-ar putea să nu țină lucrul ăla dacă nu-i Duhul Sfânt care e El să te învețe. Prin iluminarea lăuntrică puternică a Duhului Sfânt care e Duhul Sfânt să te învețe în situația ta cum trebuie să trăiești. Spuneam, discutam la masă cu fratele Călin și spunea unii, domne trebuie să, să, nu mai petri, nu poate așa de mult timp în studiu și asta, să te duci să lucrezi în lume. Ca să vezi ce simt oamenii, ce trăiesc cu oamenii. Cum e, cum e, în viața reală? Nu e niciodată nu o să știu cum e o femeie să aibă cancer la sân. Vă spun direct. N-am dui să știu că apoi să-i pot să predic ei și să fiu relevant pentru ea. Să spunea, am fratele Andrei, vorbește el din evrei, toate poveștile astea, dar nu știu el cum să treacă prin cancerul ăsta. Nu știu! Nu știu nici cum să treci prin cancer de tiroidă, nu știu. Dar pot să predic cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt să aplice cuvântul la situației tale. Eu nu pot să trec prin toate experiențele tuturor oamenilor. Nu am cum să fac lucrul ăsta. Și nici nu cere Dumnezeu, pentru că aici este vorba de o lucrare duhovnicească. Dar când, și interesant, oamenii care vorbesc mult despre lucrarea Duhului, când avung la anumite momente de genul ăsta, se schimbă imediat pe naturalism. Nu mai cred niciun Duhul. Sân. Nu, tu trebuie să tremezi, să trăiești, să vezi, să le prezinți la fiecare șapte pași, să analizezi fiecare problemă din Univers și să oferi la fiecare persoană în parte pași pe care trebuie să-i facă ca să-și rezolve problemele lor. Este suicid pastoral asta. Nu vei reuși niciodată să faci așa ceva. Eu cred în sfătuire, cred în vizită, în ce mai vreți dumneavoastră, când este necesar, dar este suicid pastoral. Nu poți să faci așa ceva. Ca să treci tu prin toate experiențele oamenilor. Ceea ce credem noi este că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și că atunci când Duhul Sfânt lucrează cu putere și aplică cuvântul ăsta personal la fiecare dintre noi, veți vedea că fiecare învață cum să aplice acel cuvânt în situația lui. În situația lui, că Duhul Sfânt îl învață. Duhul Sfânt îi dă înțelepciune și pricepere. Ascult cuvântul lui Dumnezeu, unul se gândește la una, unul se gândește la alta și fiecare îi spune Acum știu, în situația asta așa trebuie să fac. Așa trebuie să mă port. Așa trebuie să reacționez. Asta e atitudinea care trebuie să o Așa trebuie să vorbesc. Chiar dacă eu n-am știut situația particulară din viața ta față de care cuvântul acela este extraordinar de relevant. Deci să înțelegem, aici este ceva complet supranatural, o lucrare a Duhului Sfânt. Observați ce frumos în bine Apostolul Pavel cunoștința cu, cu aspectul duhovnicesc. Este această tensiune falsă creată, și nu am mai taxat-o de mai multe ori, această tensiune falsă creată între cunoaștere și lucrarea Duhului Sfânt. O tensiune falsă. Cumva că atunci când vine Duhul Sfânt, ce eu vă mărturisesc, mi-au plăcut. Doamne, îți place, nu poți să zici. Dacă te duci la într-un într loc așa în care e muzică foarte bună, dacă e o că mai încins atmosfera, nu poți să spui că nu te atinge sentimental, psihic, așa te decuple. Îți dă o stare de bine. Eu nu zic că nu e așa. Dar să crezi că cunoașterea este contrară cu lucrarea Duhului sunt este o eroare fatală. Asta este prima poartă deschisă la lucrarea întunericului. Când tu crezi că puțin mintea ta trebuie să fie anesteziată. Da? Trebuie să treci mai mult pe partea sentimentelor ca să simți prezența lui Dumnezeu și să simți puterea Duhului Sfânt. Fals! Fals! Mie Dumnezeu nu trebuie să-mi decupleze mintea ca să simt prezența lui și să le experimentez pe el. Din potrivă, eu voi ști că am experimentat prezența lui Dumnezeu real, în experiență reală, dacă cunoașterea mea este foarte bine pusă la punct. Atunci pot să spun, da, cunosc asta despre Dumnezeu, da, asta a fost experiența autentică, o experimentare autentică a lui Dumnezeu. Asta îmi doresc. Deci Dumnezeu nu ne decuplează mintea. Nu există, uitați-vă, nu există uh, o, o, contradicție între Duhul Sfânt, între cunoștință și priceperea asta duhovnicească, da? Nu există. Nu există. Ele merg împreună. Unde e Duhul Sfânt, e Cuvântul lui Dumnezeu. Unde nu e Cuvântul lui Dumnezeu, nu este Duhul Sfânt. Unde nu este cunoașterea voii lui Dumnezeu, nu este Duhul Sfânt. Să vă fie foarte clar lucrul ăsta. Unde unde predicile nu sunt bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, unde oamenii nu sunt obsedați să reveleze cuvântul lui Dumnezeu, unde oamenii nu se tem să spună altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, asta este o problemă. Este o problemă foarte mare. Arată o problemă de substrat, de fundament al vieții. Eu mă simt foarte liber, eu mă simt mai mult liber să nu vorbesc din Biblie. Mă simt mai liber să vorbesc așa ce îmi vine, știi? Să, să trăiesc experiența predicării, dar fără cuvânt. Așa ce îmi vine mie în minte. Foarte periculos și fals. Foarte periculos și fals. Și asta este o înșelătorie a diavolului prin care diavolul îi îndepărtează pe oameni de cuvântul lui Dumnezeu. Ăia să ia cu capul totdeauna în Biblie, cu cunoștința și cu Biblia și cu studiu și noi suntem cu... Nu e ne... ne... lucrarea Duhului Sfânt, la noi este o eroare. Și trăim într-o... Ascultați-mă, trăim într-o lume care tot mai mult mușcă din minciunile astea. Și sunt oameni, oricât le-ai arătat din Biblie, le citesc verset după verset, pasaj după pasaj, care arată legătura dintre sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, și Duhul Sfânt. Că e sabia Duhului, Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul Duhului Sunt. El l-a inspirat. Și ei continuă să spună, lasă teoria, à, la, 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 la practică, la experiență, lasă teoria, la, lasă atâtea doctrine. Noi nu stai cu dogmele, nu ai ce să le faci. Ei au fost pălați pe creier și sunt drogați săptămânal cu o experiență extatică, mistică, care îi face să se simte extraordinar de bine și nu ai ce să le murești. Asta e. Nu ai ce să-i lămurești. Dar lucrarea aceasta ne spune Scriptura că se face în felul acesta. Este Duhul Sfânt care ne umple de cunoștința voii lui în sensul acesta duhovnicesc. Ce produce plinătatea aceasta? Ce produce plinătatea aceasta de cunoștința voiei lui Dumnezeu? Ia uitați. Pentru că arată ce? Scopul, da? care e scopul? care e scopul? Asta e întrebarea. Care este scopul? De ce să primesc această pricepere duhovnicească? Pentru ce? ca să ne purtăm. Da? Deci o plinătate, pune aici, plinătate de pricepere, plinătate de cunoștința voi lui de pricepere în sensul ăsta, ca să ne, ca să ne purtăm. Cum eu cred, Pavel spune, nu încetăm să ne rugăm. Deci e clar că aici este introdusă stăruința, da? Stăruința după umplerea de cunoștința voiei lui Dumnezeu. Stăruința. Nu în sensul, Pavel nu spune niciunde că am eu câțiva prieteni care urlăm împreună și să nu ne înțelegem unul pe altul, dar noi știm că ne rugăm pentru același lucru. Da? Stăruință înseamnă în mod continuu. Când se ruga, el mai și predica, mai și mânca, mai și dormea, mai și băteau ăștia, avea multe activități. Da? Dar când se ruga, apostolul Pavel amintea biserica din Colose și probabil toate adunările și se ruga ca ei să fie umpluți. Da? Ca să fie umpluți. Cu ce scop să fie umpluți? Ca să se poarte. Adică când venim la stăruință frații și ne rugăm lui Dumnezeu și cerem lui Dumnezeu ca să ne umple, noi nu cerem pentru a experimenta un lucru, pentru a ne dorim o experiență în sine. Foarte mulți oameni înșelați de lucrul acesta. Ei cred că îl doresc pe Dumnezeu, dar de fapt doresc o experiență cu Dumnezeu. Ei nu vor în... la propriu să aibă o revelare a caracterului și a sfințeniei lui Dumnezeu. Ei vor experiența în sine, să trăiesc și eu ce o trăiesc ceilalți. Da? Și lucrul acesta este promovat prin, prin sistemul acesta de povestire a experiențelor și a mărturilor, care nu în multe cercuri este un aspect fundamental al bisericii, al, 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 al existenței adunării respective sau mișcărilor respective. Experiențele și mărturie, ca să se arate că, că se întâmplă ceva acolo, da? Și la un moment dat, te zis, bă, aș vrea să experimentez și eu. Un, un lucru sau altul, sau o experiență sau altul. Nu e. De, poate fi vorba de mai multe lucruri, da? De mai multe lucruri. Apostolul Pavel își dorește ca ei să fie plini ca să se poarte într-un anume mod. Cum cunoști că un om s-a umplut de voia lui Dumnezeu în sensul ăsta duhovnicesc? Cum cunoști că el se poartă într-un anume fel? Asta este testul. Și nu degeaba, vedeți, unii unii s-au deranjat. S-au mai deranjași pe internet, s-au mai deranjași că nu au fost la noi în adunare. S-au deranjat oamenii, tot se deranjează. Și dacă nu e dar cu nimic, ei tot se deranjează. Unii s-au deranjat că tot am atacat ideea aceasta a semnului unic. Semnul unic, semnul unic este să vorbești în nim. Adventiști, semnul unic este să ții sabatul. Dacă nu ții sabatul și ții duminica, asta e decretul, decretul anticristic al papei, ăsta e semnul fiare. Asta credei despre noi. Înțelegeți? Asta credei despre noi. Poți să respecti ce lege vrei tu din Biblie. Nu-l interesează. Nu ții semnul ăsta? Salut! Asta e pecetea. Asta e semnul. Îți spun eu care e semnul. Ești un de Duhul lui Dumnezeu dacă te porți într-un chip vrednic de Domnul. Dacă asta e ținta ta, dorința ta, obsesia ta. Domnule, vreau să mă port într-un chip vrednic de Domnul. Da? Într-un chip vrednic. Asta este dorința mea. Deci plinătatea aceasta de cunoștința voiei lui Dumnezeu duce la o purtare într-un chip vrednic de Domnul. De ce să ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul? Care e dorința ta? Vezi, Apostolul Pavel, dorința apostolului Pavel nu este să-i să vadă pe credincioșii din, uh, uh, din uh, colose că morali, da? mi am adus că când eram micuț, așa am noi poezia. Doamne, ajută-ne să fim mărturii la școală. Eu nu eram născut din nou, eu eram fiul satane. nu eram născut din nou. Doamne, ajută-ne. Așa am să ne rugăm să. Doamne, rugăm să fim mărturii la școală. Nu, eu nicio mărturie. Vreau să fim mărturii la școală. Moralist. Nu asta vrea să producă Dumnezeu în noi, ascultați-mă. Nu asta vrea să producă Dumnezeu. În primul rând, dorința adunării, dorința ta și dorința mea nu trebuie să fie ca eu să fiu o mărturie înaintea oamenilor. Nu asta este. Știți de ce? Că s-ar putea ca unele lucruri despre Domnul Isus Hristos pe care noi trebuie să le mărturisim, oamenii să le bagiocorească, să le hulească și să le blasfemieze. Ce să faci atunci? Păi nu le mai face ca să nu fim o mărturie rea înaintea lumii. Fals! Fals! Transmiți un mesaj fals înaintea lumii. Unii oameni vor pune o asemenea presiune pe noi încât vor spune despre unele lucruri din Biblie O, dar pocăiții n-ar trebui să fie asta. Pocăiții n-ar trebui să facă asta. La pocăiți n-ar trebui să găsească asta. El știe mai bine decât tine ce ar trebui să găsească la pocăiți sau să nu se găsească la pocăiți. Dacă ținta ta numărul unu a fost să fii relevant, să fie o mărturie pentru ei, eu, înțelegeți mă bine, eu nu zic că nu trebuie să fii mărturie pentru ei, dar trebuie să fii mărturie pentru ei în tot ceea ce vrea Domnul Isus Hristos. Nu în ce vor ei, nu în ce vor ei, ci în ce vrea Domnul Isus Hristos. De aceea Apostolul Pavel spune că purtarea aceasta, da, purtarea aceasta este cu scopul de a-i fi plăcut Domnului Isus Hristos în orice lucru. Asta mă interesează pe mine. Pe nu mă interesează dacă un om într-o zi o să zică eu nu cred că pocăiți ar trebui să fac asta. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează dacă îi place Domnul Isus Hristos ce fac eu. Și dacă îi place Domnul Isus Hristos, atunci înseamnă că mărturia pe care eu o dau despre Hristos în domeniul respectiv sau în lucrul respectiv e o mărturie bună. Indiferent că el spune că e bună sau nu. Vezi, Pentru când scrie credincioșilor și scrie tu, întregii comunități de credincioși, Pentru când scrie credincioșilor spune că în lucrurile în care neamurile ne vorbesc de rău, noi să ne purtăm cum trebuie. În lucrurile în care, cum îi vorbeau domnule neamurile de rău dacă ei se purtau cum trebuie? Uite așa bine. Neamurile o să îi scodească și o să caute și o să, să uite de pe orice lucru pe care ar putea să-l vorbească de rău despre copiii lui Dumnezeu. De aceea, ca să n la un moment de... Știți cum la un moment dat îți vine să -ți spune, bă, așa îți vine să te închizi în viața ta, tu la apartamentul tău, la locul tău de muncă, la adunare și nu ai treabă cu ei. Să n-ai o tangență cu ei, că ei tot vorbesc. La asta ajungi în momentul în care ți-ai stabilit ca scop principal să placi oamenilor. La asta ajungi. La asta ajungi. Dar dacă tu ți-ai propus să-i fi plăcut Domnului Iisus Hristos și să-i dai slavă lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu se va ocupa de mărturia ta înaintea lumii. Dacă ai inversat lucrurile, ai încurcat-o plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Asta e ordinea. Dacă ești plăcut înaintea lui Dumnezeu, mărturia ta înaintea lumii nici nu trebuie să te mai ocupi de ea. Ea va fi de la sine. Da? Pentru că tu ți-ai stabilit ca scop principal să-i placi lui Dumnezeu în orice lucru. În orice lucru. Asta este perspectiva noastră. Da? Deci purtarea aceasta a spune că principiul Principiul din, din spatele acestei purtări sau perspectiva pe care trebuie să o ai este aceasta indicată de Pavel aici, să-i fim plăcuți în orice lucru. da. Asta e perspectiva pe care noi trebuie să o am. Bun, să o avem. Cum arată această purtare într-un chivrenic de Domnul? Pavel arată lucrul acesta uh, prin patru verbe, aducând, crescând, aici în original este fiind întăriți toate la participiu în limba originală, și mulțumim. Așa arată o viață trăită într-un chip vrednic de Domnul. De unde știi tu că îi plajul lui Dumnezeu? Nu te întreb. Da, Dumnezeu, am înțeles că trebuie să mă port într-un chip vrednic de Domnul. Vreau asta. Trebuie să fii plăcut în orice loc. Vreau, gata, mi-am stabilit. Asta e perspectiva vieții mele, da? Deci, sunt umplut de cunoștința voiei lui Dumnezeu, 1. Primesc pricepere duhovnicească, Doi. Și voi începe lucru care se întâmplă, voi avea o perspectivă corectă. Vreau să-i fiu plăcut lui Dumnezeu în orice lucru. Bun. Cum? Cum se manifestă practic lucrul ăsta? În patru moduri, el spune. Unu, aducând roade în tot felul de fapte bune, ceea ce înseamnă că pe, în viața ta nu se exclud da? anumite domenii. Tu nu vrei să te implici în anumite lucruri. Vrei să faci numai lucruri care îți mai ușor și așa mai departe. Noi trebuie să rodim în tot felul de fapte bune, spune Apostolul Pavel. Și doar că faptele bune sunt toate lucrurile acelea pe care le faci în dependență de Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu. Nu vă gândiți la nu știu ce lucruri ieșite din comun. Mulți oameni și-au ratat viața, trăind întotdeauna cu frustrarea că nu pot să facă niște lucruri la care Dumnezeu nu i-a chemat niciodată. Poate cel mai bun lucru pe care îl puteai să-i faci dacă ai fost casnic este să fie o mărturie pentru copiii tăi și să-i înveți despre Domnul Isus. Și să ai grijă de soțul tău. Poate cel mai bun lucru pe care îl puteai să-l faci dacă Dumnezeu te-a pus să fii gunoier era să strângi bine gunoaiele alea. Băi, spui un gunoier pocăit în orașul ăsta. Ăsta pune treci cu mătură lună, frate, ca în farmacie. Ăla era cel mai bun lucru pe care îl puteai să-l faci tu. Nu să stai frustrat cu mătură, mă să dau cu mătură aici. Mai bine era misionar undeva prin America. Tu nu poți să fii misionar pe marginea trotuarului. Și vrei să fii misionar prin Asia, prin Africa sau America sau nu mai știu unde. Mulți oameni își ratează viața și își distrug viața, viața lăuntrică, chiar dacă sunt mântuiți. Își distrug viața fiind totdeauna în complexul ăsta de inferioritate, că n-au fost, nu știu ce, un fel de Billy Graham. Nu te-a chemat Dumnezeu la asta. Făți locul în care te-a pus Dumnezeu, acolo fii plăcut, rodește în tot felul de fapte bune. În domeniul în care ți l-a dat Dumnezeu. Altfel vă spun, ne ratăm viața și eu nu cred că Dumnezeu ne-a chemat să trăim o viață de felul acesta. Lucru extraordinar pe care l-a dus reforma, ăsta a fost unul dintre principalele lucruri. Ceea ce faci tu în viață, munca ta, este o vocație de la Dumnezeu. Alea sunt faptele bune la care te-a chemat Dumnezeu. Schimb dinți, schimbă-i bine, tată. Fă treaba asta bine, înveți pruncii, învață-i bine. Vin ceva, vinde cum trebuie, fă treaba aia bine. Fă-o pentru gloria lui Dumnezeu, se va vedea. Se va vedea dacă tu în orice lucru vei să rodești bine. Se va vedea lucrul acesta, da? Se va vedea lucrul acesta. Doi, crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Deci nu-i doar aspectul acesta, dacă aș putea să-l numesc așa, al sfințeniei sau al moralității, da? Fac fapte bune, da? Trăiesc tot în dependență de Dumnezeu pentru gloria lui Dumnezeu. Ci și aspectul acesta al relației noastre cu Dumnezeu. Cresc în cunoștința lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu de la mine. Astea sunt două aspecte. Aspectul acesta le subliniez ca să le vedeți poate puțin în contrast. Aspectul acesta, într-un fel, va fi public, da? Când fac, rodesc în tot felul de fapte bune, ăsta este personal, în relația mea cu Dumnezeu. Da? Așa se manifestă. E simplu, într-un fel, nu? Fiecare lucru pe care îl faci, fă ca pe o faptă bună. fă un lucru în dependență de Dumnezeu. fă pentru gloria lui Dumnezeu. N-ai de ce să fii frustrat. Da? Și în al doilea rând, Dumnezeu dorește ca să crești în cunoștința lui Dumnezeu, da? Ca să crești în cunoștința lui Dumnezeu. Și de aici Apostolul Pavel mai prezintă două aspecte. Întăriți. Cuvântul acesta, verbul acesta este uh, tradus într-un fel mai, mai corect, cred că ar fi. Să Fiind. Fiind întăriți, este un, tot un verb pasiv, este ceva ce face Dumnezeu. Dar ce ne cere Dumnezeu mai sus este dincolo de puterile noastre. Dincolo de puterile noastre. Așa că Dumnezeu, El ne întărește. Cum ne întărește Dumnezeu? Îmi plac teribil textele astea care lovesc în balcanismul nostru. De ce? Că eu sunt balcanic. A, îmi place să mă victimizez, să mă plâng, să mă autocompătimesc, să mai plângă și alții cu mine. Un mesaj, un mesaj audio, la un telefon, față-față. în -față tot așa un fel de tânguială, cât de greu e noi, cât de slab suntem noi, noi suntem. <laughs> și parcă, parcă începi să te simți mai bine asta. Nu e lucrarea Duhului Sfânt. Sub absolut nicio formă. Sub absolut nicio formă, da? Apostolul Pavel spune că Dumnezeu ne întărește fiind întăriți, da? De El cu? Cu cât? Din puterea Lui. Cu toată puterea Lui. Cu toată puterea Lui. De aceea spun și repet în seara aceasta. Creștinismul este o religie supranaturală. Imposibilă din punct de vedere uman. Și asta vrea Dumnezeu. Să ajungi mereu și mereu la punctul când te-ai comutat pe firea pământească să spui după o zi ești, ești, praf. Praf ești. Slab ești terminat. Pentru că ai trecut pe firea pământească. Da? Și când mă refer pe firea pământească, nu neapărat că trăiești în păcat, ci începi să depiți de forțele tale proprii. Să trăiești, să trăiești. Și nu mai depiți de Dumnezeu. Și asta se vede în viața ta de rugăciune. Da? Și Dumnezeu te lasă așa ca să te învețe ca să te învețe. Viața creștină este imposibilă și supranaturală. Este imposibilă din punct de vedere omenesc, este supranaturală, de aceea poate trăită numai prin puterea lui Dumnezeu. Numai primind mereu și mereu de la Dumnezeu această putere. Conform cu ce ne dă Dumnezeu această putere? A. e super, nu? Pasajul. Dumnezeu îți dă. Dar nu-ți bagă în traistă. Dumnezeu îți dă. Dar dacă vrei și tu, Dumnezeu ajută pe cei care se ajută singuri. Și avem noi toate clișeele astea care de multe ori sunt răstite cu puține modificări, cu niște etichete, cuvinte religioase, sunt răstite de la învoane. Fraților, Dumnezeu ne dă. Dar El îți dă în funcție de cât tu. Și găsești niște texte, rupe din cotec, care arată lucrul acesta. Dumnezeu ne dă puterea Lui potrivit cu tăria slavelui. Ascultați-mă, oricât de grea ar fi viața ta creștină tot ce creștin în viața ta, cei duhovnicesc în viața ta, este produs de puterea supranaturală a Dumnezeu. Ascultă-mă. Indiferent ce greșeli mai faci, ce obiceiuri proaste mai ai de care trebuie să te pocăiești, Dumnezeu să te avute și pe tine și pe mine să ne pocăim de ele și să luptăm până la sânge împotriva păcatului. Dar ascultați-mă, indiferent de toate lucrurile astea, tot ce e sfânt, duhovnicesc în noi, oricât de puțin sau mult ar fi în noi, este produs doar prin puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Ce este duhovnicesc? E doar prin puterea tăriei slavei lui Dumnezeu. Nu este nimic efort uman acolo. Dacă ai simțit că tu ai depus efort și ai făcut o acțiune, aia este sigur un rezultat al lucrării lui Dumnezeu în tine. Dacă ai putut să, dacă ai putut să reziști ispitei, dacă simți că tu ai trecut toate transpirațiile, spiritual vorbind, și ai biruit până la urmă acolo, a fost numai puterea lui Dumnezeu. Nu are nicio, nicio treabă cu ceea ce poți să produci tu fără Dumnezeu. Nimic absolut nimic. Totul este de la Dumnezeu. De ce ne dă Dumnezeu lucrurile acestea? Ia auziți. Și aici cred că este o definiție a perseverării. Ce este răbdarea? Răbdarea este puterea pe care o primești de la Dumnezeu de a trece pe circunstanțele care sunt împotriva ta. Peste piedici, peste bariere, asta e răbdare. Ce rabzi? Rabzi ne cazul, nu ai cum să rabzi o bucurie. Spui, ce mă abțin să nu mă bucur. Greu e în bucuria asta, Doamne, nu mai dau așa multe zile de bucurie și de fericire. Nu! Răbdarea este pentru pentru ce? Pentru necazuri, pentru suferință. Dar auziți ce spune Apostolul Pavel aici. Pentru orice răbdare. Asta înseamnă că suferințele și necazurile din viața noastră vor fi multe și multiple și diverse. Vor fi multe și diverse. Asta e foarte clar de la noi. Prin tot felul de încercări o să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Prin tot felul de încercări. Procesul acesta al Sfințirii Dumnezeu îl produce în noi, nu stând pe canapea, foarte relaxați, satisfăcut. În secunda asta nu simt nicio durere într-un super, mă simt extraordinar. Simt cum roada Duhului Sfânt se dezvoltă în viața mea și sunt plăcut Domnului Nu. 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 Dumnezeu o să producă lucrurile astea în tine când te enervează alții, când se întâmplă o grămadă de probleme și de necazuri și cu cât... Aici e lucru interesant cu cât s-ar putea să fim noi mai ofticați și mai stresați și mai mârniți că trecem prin atâtea probleme cu Dumnezeu, cu atât mai satisfăcut că în tine se creionează chipul Domnului Isus Hristos. Cu cât tu s-ar putea să uiți, dar nu o odată din problemele astea. Gata, ne ajung de Doamne, un an, doi, cât o să trec? Încă vreo 60, 70 și terminăm. Cu cât tu ești mai supărat, poate ești mai deranjat și îți dori din tot să ieși odată din ele. Fiecare dintre noi avem domeniul nostru. Gândiți-vă bine, avem un domeniu în care Dumnezeu ne macină în continuu și vrei să ajungi odată la liman. La liman o să te ajungi când te băgăm la 2 metri sub groapă. Acolo e limanul, să știi. Deci dacă ți-ai trasat uh, ideea asta că viața de sfințenie și progresia în sfințenie înseamnă ca Dumnezeu să te scape din necazurile pe care le ai la muncă, în familie să spui, hu, gata, am terminat-o pentru totdeauna. Fals, greșit. Nu se va întâmpla lucrul ăsta. Ești copilul lui Dumnezeu, nu se va întâmpla lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu termină de lucrat ceva în tine într-un anumit domeniu din viața ta și te eliberează de acolo, deschide un alt front. Chipul Domnului Isus Hristos este minunat. Nu poți să-l înțelegi într-un. Și ca să semeni cu Domnul Isus Hristos, va face lucrul ăsta. Vă spun, mă doare când spun lucrul ăsta, că asta e valabil și pentru mine. Dar Dumnezeu iubește, va face orice ca să ne sfințească să trăim viața aceasta. El dorește ce. Noi am spus, Doamne, noi nu ne vrem să fim chiar așa de sfinți. Noi, noi ne bucurăm tu să fii Sfântul Sfinților. Lasă-ne aici pe pământul ăsta cu noroiul nostru. Nu! Nu vrea! Dumnezeu nu vrea lucrul ăsta, vrea să ne facă asemenea chipului său, da? Dumnezeu face lucrarea aceasta pentru orice răbdare și de lungă răbdare și ăsta e un lucru, iar aspectul supranatural. Când ești în răbdare, când avunge zi, am avut la îndelungă răbdare. Pavel spune îndelungă răbdare cu? Nu, gândiți vă unde e la îndelungă răbdare cu bucurie? Nu? Mergi la operație. Te ajung la îndelungă răbdării. Ai vândut la îndelungă răbdării, nu îndelungă răbdare. Sau se întâmplă alte probleme. Sau, nu știu, o grămadă de situații din viața noastră. Duhul sunt să vă, dea o imagine care se potrivește cu viața dumneavoastră. Să spui, aici o să manifeste lucrarea Duhului Sfânt. Că o să trec prin lucrul ăsta și o să trec bucuros. Dar ai, lucrare supranaturală. Ori ești duhovnicesc, ori ești bolnav cu capul. Deci dacă vezi un om că nu are o problemă, spune, super, abia am așteptat. Mă, de când așteptam eu necazul ăsta? Nu, niciun om nu face treaba asta. Nici noi credincioși nu facem treaba asta, că nu ne bucurăm pentru necaz în sine. Și atunci când vin necazurile, noi știm, spune Iacov, noi știm că încercarea credinței noastre, da? Lucrează ceva. Noi știm lucrul ăsta. Și Petru spune același lucru. Avem perspectiva asta despre ce face Dumnezeu în circunstanța. Nu necazurile ne fac după chipul lui Hristos. Ci Duhul sunt în contextul necazurilor. Duhul sunt în contextul necazurilor. Dacă n-ar face Dumnezeu, ar fi aceeași hulă la adresa copiilor lui Dumnezeu din partea satanei cum a fost față de eu. Ha, normal! Dacă l-ai binecuvântat, dar dacă... normal, așa te jurma eu. Piele pentru piele, nu? Normal. Și spune spunem, nu e așa. Nu e așa și când îl lovește, arată că eu îl iubește din dragoste, sincer pe Dumnezeu. Să teme sincer de Dumnezeu, nu pentru bunătățile pe care le-a dat Dumnezeu. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie în numele lui binecuvântat. Acolo se vede. Lucrarea Duhului sunt. S-ar putea ca tu să fii măcinat, dar nici nu-ți trece prin cap ce mărturie poți să dai pentru credincioșii de lângă tine sau pentru oamenii din lume. Când oamenii se uită la tine, și spune așa ceva, e fantastic. Uite prin ce trece omul ăsta și uite cum se manifestă. Și acolo, noi, credincioșii, trebuie să vedem puterea lui Dumnezeu, intervenția supranaturală a lui Dumnezeu în cei credincioși. Ei auz câteodată unele rugăciuni în care credincioșii și ori rugăciune, ori cântări în care credincioșii să tânguie înaintea lui Dumnezeu, că poporul lui Dumnezeu e lovit și mare suferință și mare necazuri. Doamne, când vei da izbăvire? La venirea Domnului Isus Hristos sau când o să mori? Biserica Domnului e lovită cu boală. Nu? Domnul Isus vrea să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Asta vrea. Vrea să producă în noi roada Duhului Sfânt. Asta vrea să facă Dumnezeu. Nu știu cât de bine sună, da? Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se face cu bucurie. Și ultimul aspect care face parte din această lucrare a Duhului Sfânt în noi este conceptul pe care îl avem noi tot timpul despre mântuire. Da? Dumnezeu ne face să aducem roade, să creștem în cunoștința lui Dumnezeu, să fim întăriți în felul acesta și să avem această atitudine continuă, da? atitudine care se manifestă în acțiune, prin care îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit, să avem parte de moștenirea Sfinților în Lumină. N-am mai pus versetul următor o să ne uităm și la el, să vedem care, îi, care, îi, care, este legătura. Dar observați aici, vreau să observați că Dumnezeu ne dă aici perspectiva veșniciei. Deci noi trăim viața aceasta, da? noi trăim viața aceasta cu perspectiva veșniciei. Dumnezeu ne-a învățat să avem parte de moștenirea Sfinților în Lumine. Când ai crezut în Domnul Isus Hristos și pentru tine a devenit real cuvântul acesta a Domnului, cine crede în mine are viața veșnică. El nu se referă, Domnul Iisus Hristos, doar la partea asta spirituală pe care tu o trăiești în relație cu Dumnezeu pe pământul acesta. Sunt mântuit. Se referă la asta, dar se referă la mult mai mult decât la atât. El se referă că într-o zi la propriu vei experimenta de plin viața veșnică. Adică când se va termina istoria acestei omeniri. La asta se referă Domnul Iisus Hristos. Da, eu am acum viața veșnică, dar noi experimentez, nu o trăiesc de plin. Va veni o zi în care voi trăi de plin. Și eu trăiesc pe pământul acesta într-un chip vrednic de Domnul, dar cu privirea în altă parte. Mulțumim Domnului că ce? Că mă așteaptă o altă lume, mă așteaptă o altă viață, mă așteaptă o altă dimensiune, da? Care e total diferită de cea pe care noi o trăim uh, acum. Și Apostol Pavel menționează, uh, deschid direct Biblia aici, pe lângă mulțumirea aceasta, pentru ce ne-a pregătit Dumnezeu în viitor, ne duce acum în trecut, care ne-a eliberat din stăpânirea întunericului și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei sale. Vedeți? În trecut Dumnezeu ne-a scos de sub stăpânirea diavolului. Ne-a pus în împărăția Domnului Isus Hristos. Asta în trecut. Suntem cetățenii împărăției Domnului Isus Hristos. Și noi trăim cu perspectiva instaurării de pline acestei împărății. Noi suntem în împărăția Domnului Isus Hristos, dar vedem că trăim într-o lume plină de păcat în care diavolul se manifestă cu toată puterea. Dar noi suntem cetățenii împărăției. Suntem deja cetățenii împărăției lui. Și noi purtăm interesele împărăției lui Dumnezeu pe pământ. El a făcut în trecut lucrarea asta a noi. Ne-a transferat. Nu mai suntem cetățeni împărăția celui rău. Ne-a transferat în împărăția Fiului Dragostei sale. Și perspectiva cu care trăim este spre moștenirea Sfinților în Lumină, da? Fiul Dragostei sale în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. Pentru asta mulțumim. Mulțumirea pe care o avem în mijlocul necazurilor, când trebuie să manifestăm răbdare, îndelungă răbdare, bucurie este perspectiva pe care o avem despre mântuirea noastră. În trecut el a făcut deja lucrarea aceasta, am fost eliberat, am fost transferat, am fost încetățenit în împărăția lui Domnului Iisus Hristos, am fost îndreptățit, că spune în care avem răscumpărare, rătare păcatelor, și cu aceste două realități, că sunt îndreptățit pe de-o parte și sunt încetățenit în împărăția Domnului Iisus Hristos, merg spre moștenire. Dar în perioada asta, da? În perioada asta, până mi-au -mi moștenirea, de la perioada în care am fost transferat și am fost îndreptățit, până mi am moștenirea, să închemat să experimentez continuu lucrarea pe care am, am văzut-o în seara aceasta. Dumnezeu ne umple de plinătatea, de plinătatea cunoștinței voiei sale. Lucrul acesta generează o pricepere duhovnicească noi. Dacă ai pricepere duhovnicească de la Duhul Sfânt, te vei purta într-un chip de Domnul. Adică vrei vrea să-i fi plăcut în orice lucru, și cu manifestările respective, da? Aduci roade în tot felul de fapte bune, crești în cunoștința lui Dumnezeu, puterea pentru a face lucrul acesta este de la Dumnezeu și perspectiva pe care o ai te face să trăiești într-o atitudine continuă de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Închei cu gândul acesta. Mântuirea noastră, mântuirea noastră, perspectiva pe care o avem despre mântuire va determina modul în care trăim. Ce știi tu despre mântuire va determina modul în care trăiești. Apostolul Pavel dă în finalul rugăciunii mult spațiu mulțumirii. Și mulțumirea nu înseamnă doar o atitudine de mulțumire, ci înseamnă și o adresare, o afirmare a realităților pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră. Astea sunt lucrurile cele mai dragi nouă, ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi din punct de vedere spiritual, ce a început pe acest pământ, ce va desăvârși și va ajunge să fie, uh, va ajunge să fie făcut complet abia în împărăția lui Dumnezeu. Amin.